Inima de la inimă, impresionat de situația materială a unor familii, un preot paroh dintr-o comună din Galați a venit cu o idee pentru a-i sprijini pe cei sărmani. Împreună cu alți enoriași a construit o căsuță din lemn în care atât el cât și cei care doresc donează alimente neperisabile, haine sau orice ar putea să-i ajute pe localnicii fără posibilități. Ai luat? Ia așa cum aș. Am dus la copii la Mihai la Bălătare. Mă bucur tare mult. Da, uite, ia așa cum, ia și ceva de tu. Ai luat, bravo. Am luat, părinte, cu ce sunt mic, n-am luat. Deci lăs cu acoșica și pune-ți ce vrei mătate acolo. Această căsuță a sufletelor mari din comuna Frumușița, în județul Galați, se umple de câteva ori pe zi. Preotul paroh, părintele Laurențiu, spune că uneori chiar și o pâine este șansa unui om de a nu se culca flămând. Dincolo de a fi doar duhovnic, părintele s-a implicat într-o acțiune cât se poate de practică. Căsuța cu bunătăți este o încercare a bisericii noastre de a veni în întâmpinarea nevoilor care sunt mari și grele ale unei comunități frumoase, dar greu încercate. Avem familii cu mulți copii, avem persoane bolnave, avem oameni săraci, neputincioși, care n-au niciun venit. Suntem amărâți, suntem necăjuți, o familie cu 10, părintele știe, e vecinul aici. Sunt amărâți, sunt copii mulți. Dumneavoastră cum vă descurcați? Mulțumesc lui Dumnezeu, am o bucățică de pensioară de la colectiv. Ideea construirii unei căsuțe în care se pot pune diverse alimente neperisabile, pâine, dulciuri, haine, rechizite și chiar produse de igienă a prins imediat. Astfel, cei nevoiași știu că în fața bisericii este un loc în care, dacă vor veni, vor găsi întotdeauna câte ceva. Ce ați luat acolo? Ulei, pâine, orez pentru copii. Cum vedeți această inițiativă, părinte? Foarte bine. Vă mulțumesc din suflet. Cât timp va ajunge? Va ajunge... La patru copii? Patru copii. Ajunge mulțumim lui Dumnezeu că este și ne aduce. Așa e și alții, să vei și alții și ei. Așa e frumos, așa e bine. Păi, mutăm noi mult șansă între și ei. Așa e. Va ajunge pentru o săptămână? Ne, suntem cinci persoane. Cinci persoane. Să rămână. Uneori apar însă și discuții. Sunt și mulți care vin și de la copiii asta care au. Au, da? Adevăr, au și vin și ia, bagă-mă la acolo. Asta n-ar trebui să facă așa ceva. Vin ăștia mărâți care nu au pâine, care nu toți ăștia care au acasă și pe aia mai dă pe la altceva. Poate crești poți, animale de pâine aia, că toți acolo de pâine care alții n-au să pun la copii. În România, peste o treime dintre copii trăiesc sub pragul sărăciei. 150.000 dintre aceștia se culcă flămânzi, iar în întreaga lume, peste 5.000 de copii mor de foame în fiecare zi, timp în care tone de mâncare sunt aruncate la gunoi. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.